Am promis în campania electorală din 2016, nu prea am reușit să realizăm mare lucru. Am promis că vom face în Ploiești un spital modern pentru ploieșteni. N-am reușit nici măcar să turnăm fundația. După părerea mea, viitorul Consiliul Local care va veni, cred că nu va promite și va realiza acest lucru, pentru că ploieștenii merită. Dacă în 2012 Ploieștiul se putea raporta la celelalte orașe, Brașov, Târgu Mureș, chiar și Cluj, cu realizări, astăzi am rămas între ultimele orașe din România la realizări. Dați-mi voie să mă simt puțin dezamăgit, cu toate că am lucrat alături de dumneavoastră, dar n-am reușit împreună să facem mare lucru pentru ploieșteni. Sincer, vreau să vă mulțumesc pentru că am fost împreună, am luat poate anumite măsuri bune împreună, dar am făcut foarte puțin în acest mandat pentru oamenii din municipiul Ploiești. Suntem puțin repetenți la realizări, de aceea cred că a venit timpul să nu mai facem promisiunile care le-am făcut în 2012, că vom face spital, că vom da pensie municipală și așa mai departe. Să lăsăm proiectul să revină la normalitate. Vă mulțumesc frumos, dragi colegi, și vă doresc sănătate multă în viitor. Mulțumesc!